Cum le vorbim copiilor despre război? Prima dată să le oglindim îngrijorarea. Și în cazul divorțului? Primul gând al copiilor ăsta este, eu sunt de vină. Cu mare durere văd că de cele mai multe ori divorțul sau despărțirea se transformă într-un câmp de luptă al cărei victimă este copilul. Cum îi pregătim pe copii pentru treaba asta și dacă se întâmplă, cum gestionăm? Moartea nu e neapărat traumatică sau n-ar trebui să fie. Ducem copilul la înmormântare? Asta trecerea, de fapt, înseamnă normalizarea ritualului, a trecerii, faptul că nu fac ceva din el tabu, nu-l ascund. Studiile spun, apropo de traumele majore, că ți se scurtează speranța de viață și că trauma în corp, practic, te îmbolnăvește. Trebuie să fi trăit în corp de multe ori acest bine după o perioadă nasoală, doar că părinții nu își lasă copiii sau noi nu ne lăsăm pe noi să trăim până la capăt. Noi nu avem, nu ne dăm voie să ajungem acolo. Ne speriem de momentul acela, ne dăm înapoi și nu refacem ciclul. Lăsăm copiii în clasă să povestească dacă le-a murit un părinte celorlalți copii. Cu foarte multă grijă făcută asta. Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. Bun găsit! Sunteți la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine, ca de obicei, Oana Moraru, specialist în parenting și educație, autor de cărți, fondator de școală, iar invitata noastră de astăzi este Alina Uricec, psihoterapeut, și cu Alina o să vorbim astăzi despre traumele copiilor, pornind de la o carte extraordinar de interesantă, care se numește chiar așa, Trauma prin ochii copilului, scrisă de Levin și Klein, aceasta este. Și tradusă recent la... Exact, la editura Pagina de Psihologie. Și Alina, noi când ne gândim la traumă, ne gândim la ceva foarte, foarte grav care s-a întâmplat în viața noastră. Ei, parcurgând această carte, am văzut că, de fapt, și niște evenimente mai mici pot fi considerate traume dacă lasă niște urme în comportamentul nostru din copilărie până în prezent. Și vreau să le spunem așa celor care ne ascultă că o să vorbim totuși și de traumele acestea mari, moarte, divorț, despărțiri, dar și despre ceea ce poate să însemne o traumă în accepțiunea discuției de astăzi. Și mai ales cum putem să ajutăm copiii care trec prin momente dificile. Cartea este dedicată și profesorilor și consilierilor școlari și îngrijitorilor și educatorilor, părinților, cu proceduri extraordinare pentru fiecare situație mai discretă sau acută sau cronicizată sau pur și simplu dobândită dintr-un eveniment la care copilul a fost martor empatic, nu neapărat s-au direcționat asupra lui intenții negative. Și cred că manualul ăsta trebuie să ajungă în mâna tuturor învățătorilor, educatorilor, fiindcă foarte mulți dintre noi judecăm copiii neștiind ce e în spatele comportamentului lor. Așa este. Mă bucur această apariție tare, tare mult. La mine această carte a ajuns deja pe lista scurtă. Și e un ghid, este un ghid foarte valoros, este plin de resurse pentru toată această pleiadă de profesioniști și de părinți pe care tu deja i-ai menționat. Ce face această carte foarte important este că ne explică tuturor ce este trauma. Așa cum spuneați, da? Să nu ne gândim doar la acele evenimente foarte, foarte traumatizante, da? Cum sunt, nu știu, o pierdere foarte mare, un abuz, violență de orice fel, da? Poate chiar și ceva ce se întâmplă în mediul cutremur, da? Da. Avem tendința, noi adulții, ca doar acele evenimente care și nouă ni se par traumatizante, să considerăm că sunt traumatizante pentru copil. Dar trebuie să înțelegem că nivelul de dezvoltare al copiilor este diferit. Și cu cât copilul este mai mic, cu atât un eveniment care nouă ca adulți ni se poate părea neînsemnat. Banal, da? Ca un accident casnic, nu? Exact. Pentru copil poate fi traumatizant. Chiar și o căzătură de pe scaun mai puternică poate lăsa o urmă în viața acelui copil. Problema este că atunci când se tot adună microtraume din acestea pe care noi nu le băgăm în seamă, plecăm la drum de copii cu un bagaj care ne vulnerabilizează pentru tot restul vieții. Mm-hmm.
Deci important este și ce ne învață acest ghid, cred foarte valoros, este să observăm, să ne observăm copiii și să vedem care sunt acele simptome ale traumei, cum știm că copilul nostru trece printr-un episod din acesta și să intervenim. Da, mulți părinți au sentimentul că dacă al meu copil are traumă, înseamnă că am participat cu o vinovăție, că nu sunt suficient părinte bun, sau au teama că pentru liniștirea, să zicem, sistemului lui nervos, e nevoie neapărat de un cabinet, de un psiholog și toți au reacția, dar unde mă duc eu acum, dar de unde știu eu că e bun, când totuși avem și noi, fără niciun terapeut la îndemână, aici un model de acțiune pe microtraume, cum le numești tu, care pot ajuta copilul extraordinar de bine. Deci asta e important, că părinții au așa, se simt împovărați când li se spune, vezi că e vorba de un eveniment traumatic, se gândesc brusc că sunt obligați să meargă la cabinete, că urmează un proces lung de stat pe canapea întinși, de sondat creierul, subconștientul. Realitatea că avem instrumente mai moderne astăzi, nu? Realitatea este că nu este vorba neapărat de instrumente, aș zice, este vorba de a ne da mai mult voie să fim în relație cu copiii. Asta e primul lucru pe care e nevoie să facem. Ce înseamnă să ne dăm voie să fim? Asta urma să spun acum, că știu că da, e despre... E foarte greu să știi cum să stai prezent. Greu. Da. Prima dată când ne vedem copiii trecând printr-un eveniment, e foarte mult probabil anxietate la noi. Mm-hmm. Îți vezi copilul mergând cu bicicleta și odată îl vezi pe asfalt. Cășa română, da? Uite, am nu un știi, caz. Nici măcar poate nu știi, îl vezi pur și simplu pe asfalt. Atunci cu tine, părinte, se întâmplă ceva foarte greu de dus, probabil. Foarte multă anxietate, mă gândesc. Normal. Și primul lucru pe care e nevoie să-l facem este să ne liniștim noi părinții, să ne centrăm noi, pentru că astfel să ne putem... susține copilul. Și primul mod în care putem să-l susținem este să ne ducem și să stăm lângă el. Da? Pentru că, așa cum zice și Levine, trauma se plătește în primul rând în corp. Corpul nostru simte asta. Este această nevoie de a fugi, nu? De a ne salva, care este combinată cu iluzia aceasta că nu putem să facem nimic pentru noi. Este un blocaj. Pe de o parte este nevoia de a scăpa din situația respectivă, dar pe de cealaltă parte intervine această imposibilitate de a face asta. Și practic toată energia aceasta vitală care a fost stocată în corp și corpul a vrut să o apeleze pentru a ieși din situația dificilă, rămâne blocată. Și ce poate face un părinte, cel mai bun în momentul respectiv, este să meargă lângă copil și chiar și fără cuvinte, să-i transmită din starea lui de prezență, sunt aici pentru tine, ești în siguranță, și să dea voie miracolului natural care se întâmplă în corpul nostru să intervină. Miracolul vindecării, pe care îl avem cu toții, dar avem nevoie în momentele dificile de un spațiu sigur, da, de o prezență calmă, astfel încât acest miracol să se înfăptuiască. Deci de multe ori noi stăm în calea celor 3-4 etape de digestie a emoției neplăcute, că asta am înțeles eu simplist vorbind, că există vreo 4 etape ale emoției astea teribile care apare la un eveniment traumatic, ca să ajungă, nu? Prin care trebuie să ajungă ca mai apoi la final să se producă un fel de eliberare, nu? O eliberare în corp. Dar de multe ori noi stăm în calea acestui proces natural, miraculos de eliberare, fiindcă simțim nevoia să intervenim intelectual. Fie să-i spunem, taci de gură că n-ai nimic, dacă ce-ai făcut asta, hai că trece, ți-am spus eu că dacă nu ești atent, asta se întâmplă, sau hai repede ridică-te de aici și nu mai tremura, nu te mai scutura. Asta e mai degrabă traumatic. Asta e de fapt, da? Asta e de fapt traumatic. Asta e ceva care întrerupe procesul natural de... Da, pentru că reacția noastră la un șoc, nu că trauma asta este un șoc, este o situație în care eu mă văd în imposibilitatea de a face ceva pentru mine. Nu pot să schimb realitatea. Nu pot să schimb realitatea. Da. Nu pot să fug, nu pot să mă lupt. Da? Astea sunt primele două opțiuni alea cumva funcționale în care organismul își ia energie, vrea să facă aceste lucruri. Și creierul analizează, dar este această capacitate a lui de a vedea interoceptiv ce se întâmplă înăuntru nostru și exteroceptiv ce se întâmplă în afara noastră și ia decizia. Dacă poate să fugă
o ia la sănătoasa, dacă simte că are resurse să lupte, va lupta, dacă nu, se va bloca, așteptând să treacă pericolul și cumva să-și reia funcțiile. Da, să știi că mi-am notat aici un exact o propoziție, cea mai înspăimântătoare reacție a unui incident pe care l-au trăit în copilărie, este vorba despre pacienții autorilor, a fost reacția părinților. Practic, mai mult decât lovitura în sine, căzătura, reacția când te uiți în ochii mamei sau ai tatălui și vezi spaima. Și vezi spaima și atunci pentru tine copil înseamnă că dacă adultul la care eu mă uit și care știu că mă va proteja nu este Dumnezeul meu, părintele, este copleșit, înseamnă că este ceva absolut îngrozitor. Treaba asta e valabilă și, adică, ca să-și imagineze cei care ne ascultă. Cred că fiecăruia ni s-a, întâmplat treaba asta, cade copilul în parc, dar el nu începe să plângă, se uită mai întâi la mama. Dacă mama are mimica speriată, începe să plângă. Dacă mama e liniștită, se liniștește, sunt bine, spune copilul. Se liniștește și el. Și în momentul ăla în care copilul zice sunt bine, important este să mă duc și să-i spun, ok, hai să stăm puțin. Mai ales dacă eu am observat ca părinte că totuși a fost o căzătură destul de complicată sau l-am văzut că s-a speriat totuși un pic. Pot să-l iau și să-i spun, ok, hai să stăm puțin. Și stăm puțin împreună și vedem ce se întâmplă cu copilul. Poate la un moment dat începe să plângă și cumva să dea niște puțină energie afară și după aia vedem așa că se schimbă și dinamica lui și se liniștește și vrea să meargă în continuare la joacă. Dar de asta ce ne învață această, ce aflăm din această carte este cum să ne uităm inclusiv la semnalele acestea care ar putea să ne scape, astfel încât să fim alături de copiii noștri și să nu trecem atât de ușor peste sunt bine. Sau să spunem, a, ia uite, te-ai ridicat singur, n-ai nicio zgârietură, n-ai nicio lovitură, ce curajoasă ai fost. Nu? Și să, cu vorbele, practic să oprim. Să decizi tu pentru dacă el. Zice părintele ce curajos ai fost, păi înseamnă că e bine ce fac și cumva tot blocajul ăsta, toată energia asta vitală, Nu se mai eliberează. Și atunci e chiar un exemplu cu o fetiță care a căzut de pe bicicletă și cum practic mult mai târziu, mulți ani mai târziu în terapie și a retrăit această traumă și cum practic ea și-a dat seama că ea a stat într-o contractură a corpului, nu că asta este unul dintre simptome, că suntem, corpul nostru este contractat. Nu ne mai mișcăm cu aceeași vitalitate, nu mai facem aceleași lucruri cum le făceam înainte. E vorba și pentru accidentele de mașină, că prima dată mușchii reacționează mai ales în cazul accidentelor de mașină, acolo unde toată lumea este panicată, chiar dacă e un accident, se spune minor, o tamponare, dar știți foarte bine că chiar și la o tamponare se mai deschide un airbag, se sperie lumea. Eu am trăit treaba asta în copilăria mea, m-a urmărit foarte mulți ani evenimentul acesta cu accidentul pe care l-am avut în copilărie în mașina părinților mei. Da, și asta e diferența, că noi, ca adulți, ni se poate părea o chestie, deși și pentru noi în momentul ăla se întâmplă lucruri, doar că noi nu am învățat să fim atenți la asta și la corpul nostru. E o descărcare de adrenalină și cu siguranță simțim poate în mâini sau ne bate inima mai tare, dar zicem, n-a fost nimic, intervine funcția cognitivă, care ne zice, doar ne-am tamponat puțin, suntem, n-avem răni majore, da? Dar pentru copil, care a fost martorul unei astfel de situații, care n-a avut din nou ce să facă, era în mașină, nu putea să fugă, nu putea să se lupte în niciun fel. Dacă era în scaun, nici măcar alături de mama nu putea să fie. Dacă era în scaun, era și legat, da? Că sunt aceste centuri care ne țin copiii, deci corpul, creierul copilului știa că el este ținut de scaun, da? Cu un sistem nervos care nu este la fel de dezvoltat, știm că tot ce ține de partea superioară a creierului se dezvoltă mult mai târziu, da? Și el nu-și poate da aceleași explicații pe care noi le dăm, copilul este acolo și în același timp observă tot ce se întâmplă în jurul lui și reacțiile adulților. Reacțiile adulților care pot fi țipat, nu neapărat la el, dar pur și simplu de sperietură, nu? Normal, da. Agitație, oameni care poate în afara mașinii țipă, cum mi s-a întâmplat mie și fetiței mele, că nu ne-am ciocnit de nimic, dar a venit un domn la ușa mașinii care a început să țipe. Da, deci foarte martor tare. Empatic la starea traumatică a cuiva. Exact, care eram în drum spre grădiniță. Eu am țipat, că nu știam, n-am știut nici eu ce să fac, oricum mi-am realizat ce se întâmplă, dar am ținut-o, am vorbit, am ajuns la grădiniță și ce să vezi a doua zi când să plecăm?
n-a mai vrut să plece de acasă. S-a așezat pe jos și a început să plângă. Și a fost nevoie să alerge de câteva ore, a început să alerge, na, și să vină la mine și eu să o prind în brațe și să-i spun, ești în siguranță, și iarăși a repetat acest ciclu și iarăși ne-am luat deci în brațe. Deci corpul ei știa ce să facă. Da, da, avea nevoie de această descărcare de energie, a plâns foarte mult, tot spunea că mama a țipat, domnul a țipat. Să repovestească, da, tot repovestea evenimentul, cum au nevoie copiii. Da, am liniștit încet, încet, am stat cu ea, am întârziat la grădiniță, că asta era mai puțin important. Da. Ce a fost important și ce ne spune și Levine să facem este cumva să ducem copiii în această situație, adică cumva să-i reîmprietenim. Să revizităm cu exact. El evenimentul, da? N-aveam mașina, cum să, scaunul. Exact, da. N-aveam cum, că ei chiar au nevoie să repui în scenă evenimentul, da, ca să și-l imagineze de mai multe ori și să retrăiască în corp. Exact. Și exact. Unul din cele mai importante lucruri e mișcarea, nu? Copiii eliberează foarte mult trauma prin mișcare. Da, deci în situația aceasta în care corpul a fost prins... Și oamenii, adulți, adică și adulții, și adulții. Da? A fost nevoia aceasta de a, de a alerga, de a se manifesta cumva, de a duce acest, dacă să poți să scap din această situație. Deci fiindcă ea n-a putut să fugă de acolo din mașină, a simțit nevoia a doua zi să recupereze această fugă. Da. E vorba de inteligența corpului care reglează o energie stocată la momentul respectiv, așa cum exemplul băiețelului care a fost la rândul lui prins, tot așa într-un eveniment medical, și au trebuit apoi să simuleze cu el sub o pătură, cu terapeutul sau cu mami, aceeași strânsoare, până când copilul a avut puterea să-și reactualizeze trăirea și să dea pătura cu furie la o parte, lăsați-mă, vreau să plec de aici, vreau să scap de aici. Deci până n-a ajuns copilul să retrăiască momentul, resimulându-l pe ideea de eu pot să scap, eu pot să îmi pun limite, eu pot să țip, eu pot să dau pătura la o parte sau strânsoarea, trauma a existat în el, stocată în sistemul nervos, într-o stare de tensiune, de plâns, de furie, de bătaie, de nevoie de a sări la bătaie, lucruri pe care le vedem și în școli și din cauza cărora mulți profesori sunt absolut copleșiți, pentru că simțim, indiferent de cât de buni sau mai puțin pregătiți suntem ca profesori, simțim că uneori comportamentul copilului în clasă depășește resursele mele imaginative, tehnicile pedagogice sau trucurile pe care le pot folosi ca să-i țin în liniște și în atenție. E ceva acolo cu mult mai mult și, din păcate, în școli și în clase, fiindcă nu suntem neapărat o societate educată, apropo de cum le vorbim copiilor în situații care par ușor indigeste, avem o revărsare de copii în clase cu probleme nerezolvate. Nu? Și tu ai făcut multe ateliere cu profesorii și ai văzut cât de copleșiți sunt, pentru că sunt acolo în clase comportamente care vin din traumă. Așa este, și povesteam înainte despre asta, am împărtășit acest lucru cu tine. Meseria de dascăl este una dintre cele mai stresante. Asta ne spun cercetările de pe lume. Da, este, ești tu unul, acest adult, cu bagajul cu care vii tu și cu resursele pe care tu le ai. Plus în acel bagajul moment, celorlalte familii. Plus câți copii. Da. Câți copii, nu știm? Clasele noastre în școlile de stat au 30 de copii. Oricum și 5 dacă ai, tot ai 5 bagaje cu tine. Exact. Și 5 și dacă ai și ca părinte, greu. E greu. Dar atâția copii. Da. Da. Într-un context de școală, într-un context în care ei ar trebui, nu așa ne spune, să performeze sau să învețe, de fapt. Să-și focalizeze energia pe expandare cognitivă, exact, intelectuală. Exact. Da. Da, doar că ce pierdem din vedere este că noi, ca să putem învăța adulți sau copii, e nevoie să ne simțim în siguranță. Și cel mai important este să creez un context de siguranță la clasă. Și asta nu pot face cognitiv. Sau nu doar cognitiv. Nu pot să-i spun copilului doar te iubesc, ești bine. El trebuie să simtă acasă acest lucru, nu? Și acasă, și am nevoie și acum o să mă leg de acest acasă. Sunt unii copii care nu vor primi asta acasă niciodată. Am văzut, da. Sunt familii dificile, aflate la risc de sărăcie, familii monoparentale, familii cu părinți alcoolici, cu părinți abuzivi. Pentru acești copii, școala poate deveni locul salvator. Dascălii pot fi oamenii resursă, oamenii lumină din viața acestor copii. Consilierii școlari care nu există. Da. Da. Și clasa ca trib, da? Clasa ca loc în care eu mă regăsesc.
da? Acești oameni care mă pot susține și cum pot eu. De fapt, ce cred că ar fi de folos este ca cumva profesorii, dascălii să găsească mecanisme prin care să facă această clasă tribală, că am auzit acest termen folosit. Da? În care să devenim o comunitate, să vedem mai mult decât această relație tranzacțională, eu profesor care știu, dascăl care știu, tu copil care nu știi nimic. Dar pentru asta profesorul ar trebui să fie liderul și să dea tonul acolo. Da, ar trebui să creeze regulile și să creeze contextul, da? Să avem această clasă în care noi facem regulile împreună. Hotărâm ce se întâmplă dacă regulile sunt încălcate. Avem momente de conectare, avem inclusiv momente de lucru cu corpul, pentru că știm că la vârste mici, da, atenția copiilor este foarte limitată. La clasa pregătitoare vorbim de maxim 15 minute de atenție pe o sarcină pe care o putem. Da. Maxim asta... Da, da. Dacă la grădiniță s-a întâmplat ce trebuie și am crescut niște resurse în direcția asta. Da, altfel, ce mă ajută foarte mult sunt și sugestiile pe care le avem în această carte de reglarea sistemului nervos, care îi ajută și pe copiii care au trăit evenimente traumatice, dar și pe ceilalți copii. Da, sunt modele întregi de dialog. Exact, de dialog, de exerciții care să ne ajute să ne împământăm, nu? Dă-ne un exemplu, te rog, pentru cei care ne ascultă. Este acest exercițiu pe care și noi ca adulți îl putem face și pe mine mă ajutăm. E unul care îmi place, al copacului, în care pur și simplu ne împământăm așa cu picioarele foarte, foarte, ne ținem de bine, să fim desculți sau? Desculți sau încălțați, nu are importanță și după aceea ne ridicăm brațele și le întindem cât de sus putem, ca și cum ne-ar trage cineva de mâini și după aceea ne dăm voie să ne mișcăm așa brațele într-o parte și în cealaltă. Sunt și poezioare întregi pe exact care le putem trage. Exact, un copac ale cărui creni sunt mângâiate de vânt și putem să, inclusiv să ne imaginăm asta. Și invit pe ascultătorii noștri să facă acest exercițiu și să vadă cum se simte asta în corp. La mine există o transformare uluitoare când fac acest exercițiu, adică îmi imaginez planeta Pământ ca o formă de inteligență și de conștiință, Pământul efectiv, și pe urmă îmi dezvolt niște rădăcini acolo în înțelepciunea Pământului, fără să mă mișc, fără să ridic mâinile, pur și simplu în imaginația mea. În secunda în care simt această conectare din interior ca un copac cu Pământul, există transformări bruște fiziologice în sistemul meu nervos, care de altfel este tensionat și agitat. Deci exercițiul ăsta de conectare la inteligența planetei, făcut din imaginație, pentru că a avea imaginație și curiozitate sunt primele două vârfuri de lance în rezolvarea stărilor negative sau tensionate, nu? Asta spune și Levine. Și sunt o mulțime de alte trucuri pe care mi le creez cu imaginația, niște filme despre o stare de bine și de liniște, care în timpul cărora, dacă ești foarte atentă la respirație, la puls, la musculatura corpului, îți dai seama că se întâmplă, fac ca acestea să se relaxeze, să se simtă liniștite, nu știu, cu copiii ai rezultate și mai rapide, pentru că ei sunt și mai impresionabili, sunt și mai deschiși cred că oricărei mai puține, forme de imaginație. Da, n-au limit, da, nu au granițe. Cred că au mai puține condiționări decât noi. Da. Și știi cum tu atât de frumos povesteai acest proces al tău de conectare și cu Pământul, dar cu conștiința corpului tău. De pivotare, pentru că mulți n-am avut asta de la părinți din privire sau din starea lor emoțională. Poate am avut din privirea mamei iubire, dar în timp ce ea mi-adresa iubire și îmi transmitea, subconștientul meu simțeam că ea nu e stabilizată în viața ei, nu e liniștită cu relațiile ei, cu viitorul ei, cu prezentul ei, și copilul are capacitatea de a citi dincolo de cuvinte dacă adultul din fața lui are un pivot intern, dacă stă în scaunul ființei sale sau încă e un copac cu rădăcinile care bâșbuie, merg, se mișcă. Copiii simt asta inclusiv când le intră un profesor în clasă, dacă omul ăsta e ancorat, pivotat, are energiile în el sau încă este într-o căutare din aceea destabilizată, în căutare suntem toți. Dar când am spus asta de la început,
răspunsul nostru la evenimentele dificile nu este la fel. Suntem foarte diferiți. Sunt unii copii mai tonici, mai capabili să primească sau să curețe imediat același eveniment care probabil s-a întâmplat ție și care are ecou în viața ta ani de zile. Să nu priceapă părinții acum strict deterministic, copilul ăsta i s-a întâmplat un accident pe șosea cu mașina și acum eu trebuie să scutur trauma la nesfârșit din el. Poate nu are. Eu trebuie întâi să fiu atentă la semne, nu? Și cartea dă indiciile. E nevoie să fiu atentă la semne și nici să nu facem asta mai mult decât da, e. Să devenim... Da, adică să ne ducem... Pentru că știți cum acum am... Să sondăm și să... Ce-a făcut? Dacă sunt pe bicicletă, dacă sunt din copac, că s-a zgâriat. Nu, e important să fim atent. Adică e vorba de conectarea cu copilul și de a-mi ști copilul. Și atunci să semnele? Văd semnele. La un copil, cam fost când la când, la copii foarte mici, vedem fie se duc în zona asta de hiperactivare, și văd foarte multă energie și da din mâini și o energie poate care nu era acolo și îl văd că are nevoia asta de a face foarte multe lucruri și nu mai pot să-l mai controlez, am impresia că e prea mult, da? Sau văd zona asta în care nu pot să mă conectez la el, e ca și cum i-a fugit privirea, este o deconectare din asta și copilul e deconectat de el și nici cu mine nu se poate conecta. La copiii mai mari, la bebeluși, acolo, pentru că ei sunt atât de dependenți de noi, cumva ei nici nu pot să fugă, n-au resursele astea pe care le avea un copil mai mare, atunci ei clar se duc în deconectare și... Au spasme corporale, plâns din ăsta pe care mi-e foarte greu să-l liniștesc. La preșcolaritate deja încep să văd și partea asta de îngrijorare, observ poate regresii la vârste mai mici, Somatiză dureri de burtică, dureri de cap, agresivitate. Pierderea controlului sfinterian noaptea, da? Agresivitate, sau la bătaie sau la... Îngrijorări foarte multe. La școală pot să observ în contextul școlar foarte multe lucruri, nu mai sunt atenți, sunt acei copii care visează și aici din nou mă duc în zona asta de deconectare, nu se mai pot concentra. Absolut tot din ce ai descris apare la orice copil la un moment dat. Adică și aici este o linie foarte fină. Între 6 și 8 ani se gândesc mult la moarte. În sfârșit se întâlnesc cu ideea de moarte. Se gândesc că le pot muri părinții. Încep să aibă coșmaruri. Astea sunt și tranziții sănătoase către maturizare. Și am observat că părinții foarte atenți, prea atenți, ajung să-și ducă copiii repede la terapeut, transmițându-le că e ceva în regulă cu ei, care poate fi rezolvat de altcineva. Nu mai pot eu ca mami. Cum vede un părinte distinția între o perioadă sănătoasă în evoluția și maturizarea noastră cu necesarele frici, necesarele regresii, fiindcă ființa umană nu crește ca la fabrică de pe banda 1, pe banda 2 și trauma? Ar trebui să fie o diferență față de cum era copilul meu înainte și cum e acum. Adică dacă eu știu că copilul meu se ducea cu bucurie la școală și acum nu se mai duce, aș putea să-mi pun întrebări. Dacă rămânea cu un adult înainte și acum nu mai face asta, la fel, să-mi ridice un semn de întrebare. Îi plăcea, era un exemplu în carte, îi plăcea gemul cu lapte și cu căpșuni și brusc nu mai mănâncă și începe să plângă și are reacții care nu sunt cunoscute, la fel, îmi pun un semn de întrebare. Legat de ce vorbești tu, observăm că copiii când se întâlnesc cu ideea asta de moarte, poate ajung să vorbească despre asta sau să întrebe, mai degrabă și o curiozitate și vor să citească lucruri și pare cumva că se duc și se apropie și după aia se retrag. Poate sunt curioși să afle povești despre asta cu personaje care mor și după aia parcă vor să nu le mai citești. Da, vor să afle lucruri înfiorătoare, înfricoșătoare, dar pe urmă se ferește. Deci este simularea asta pe care are nevoie să o facă într-un cer sănătos cu groaza, cu dispariția. Exact. Și asta e ceva sănătos și eu încurajez părinții să facă asta, pentru că atunci copiii se află în acest cerc închis al poveștii, unde se întâmplă lucruri rele. Ei știu că se întâmplă, dar știu în același timp că este o poveste. Și le ard în corp, se luptă, se bat, mor. Am discutat noi. În continuare văd pe grupurile de părinți mămici care sunt oripilate de poveștile acestea clasice și că de ce se mai predau în grădinițe Hansel și Gretel.
Castle sau mai știu eu ce povești dintre acestea cu final, tocmai, cu mor părinții sau... Da. Tocmai din acest motiv, da. Foarte sănătos de altfel, pentru că astfel întâlnim, le facem cunoștință copiilor noștri cu marile arhetipuri ale vieții, da, cu care și noi am crescut. Dar ducem mai departe moștenirea aceasta, nu? Că noi ne-am civilizat și ne-am vindecat prin povești până la urmă. Da, dar mami spune, domnule, nu suportă. Realitatea e că mă uit la mami, mami nu suportă tensiunea și tristețea copilului sau frica lui. Da. Pentru că copilul se oglindește și o vede că ea nu poate sta în banca asta a fricii pentru mai multă vreme și vrea să fugă de ea, sigur că va fugi și el de etapele alea. Acum nu-l lovesc povestea în cap și zic, ia de aici că am ascultat într-un podcast. Toate lucrurile astea trebuie introduse treptat copilului. Da, da. Dar întâi spuneai tu că prima etapă în a ajuta un copil să treacă peste evenimente dificile sau traumatice este... Să fiu alături de el. Să fie părintele reglat, da, în stările, da, lui emoționale. Da, să fie părintele reglat și de asta acum... Lucrez cu o colegă de-a mea la un program pentru părinți care să facă exact asta, să-i pregătească pe părinți să fie alături de copiilor, pentru că meseria, adică treaba mea ca psihoterapeut asta este, să împuternicesc părintele. Când vin părinți în cabinet cu copiilor, da, le spun din start că nu există ca ei să nu fie parte din proces. Asta este prima regulă, pentru că lucru cu părinții se întâmplă. Ei trebuie să fie resursă pentru copil, nu eu, psihoterapeut. Da. Eu pot să-i susțin o perioadă, să susțin acest proces, să le dau moduri de lucru, să fac niște psihoeducație și să-i învăț, dar ei e nevoie să susțină povestea lor împreună cu copilul lor pentru toată viața până la urmă. Tu ceva, Simona, pentru situațiile care s-au tot repetat, cum te-ai pregătit? Că toate mamele știu, o să facă asta, nu? Nu, are un meltdown, nu mai reacționezi la un tantrum cum reacționai înainte. Doamne, da, acum trebuie să spun că, uite, anul ăsta de când suntem în povestea asta cu părinți cu minți m-a ajutat enorm și dacă sunt ascultători care poate sunt mai noi pe canalul nostru de YouTube, sunt vreo 30 ceva de episoade pentru fiecare etapă a vârstei și aveți dreptate, lucruri cu mine. În primul lucrul cu mine. Am înțeles treaba asta în sfârșit, că de fapt este, trebuie să fiu eu ok ca și ei să poată să fie ok. Da. Și dintr-o privire, într-adevăr, ei recunosc dacă e eu ceva sunt... la care ai lucrat și merge mai bine în ultima vreme. Da, furia mea. Da. Furia mea, am învățat să-mi gestionez furia, să nu mai iau emoțiile lor personal, să nu mi se pară că mă sfidează și treaba asta, faptul că am reușit să-mi reglez ieșirile, funcționează perfect și îmi spune și soțul meu, să știi, că se vede, este incredibil cum te transformat. Da, da. Iar mie mi-e foarte greu, având copilul la distanță, nu mai copil, dar când mă anunță că s-a întâmplat ceva, s-a opățit, e reflexul acela de a repara imediat. Salvatoarea. Da, salvatoarea. Da. Acum am învățat, tot ascultându-ne pe noi și pe invitații noștri, să stau pur și simplu cu starea de incertitudine și de neliniște, că îi se pot întâmpla lucruri dincolo de mine, ca să nu vin imediat ca reparație, pentru că se simte foarte nasol din partea copilului reflexul ăsta rapid de a repara și văd la mulți părinți, el simte la nivel subconștient că da, e ceva în regulă cu mine și sunt și neputincios dacă mami are reflexul ăsta de a mă repara imediat, de a n-are interveni. Încredere să mă lase în starea asta de nereparație, în starea asta de disperare sau de neliniște în care sunt acum. Copiii au nevoie să fie lăsați, bineînțeles cu un adult martor empatic, dar nu au nevoie să fie imediat apucat și scos din baltă. Să fie însoțiți în emoție, mai degrabă aș spune. Și tendința asta a noastră a părinților este naturală. Cred că orice părinte vrea să-și protejeze copilul. Dar el nu se simte bine când e protejat imediat. Așa este. Nu? Și atunci e nevoie să înțelegem noi ca părinți, pentru că noi suntem, acum n-aș vrea să generalizez, dar din generația asta în care avem impresia că trebuie să facem ceva, să facem. Mm-hmm. Și câteodată ce e foarte important, chiar dacă nu e din zona, creierul nostru nu-l percepe ca din zona făcut, este pur și simplu să stăm cu copilul în emoția lui, și, dar asta înseamnă că e nevoie să stăm cu emoția noastră de disconfort. Și asta ne e greu să facem, dar pentru că suntem părinți foarte răniți, noi la rândul nostru. Copiii își cresc reziliența
și se învață reglajul acesta emoțional având multe, multe, multe situații de coreglare cu părintele. Ne coreglăm de când suntem mici, mici, de când ieșim din burtică până când copilul nostru ajunge matur. Iar noi ca părinți trebuie să facem ceva cu copiii noștri, această coreglare pe care noi nu am avut-o. Cu noi n-a fost nimeni și atunci suntem adulți disregulați emoțional, pentru că asta ne-a fost, asta ne-a fost drumul, uh-huh. Da? Și suntem în acest proces în a învăța cum să fim noi cu noi. Și cum să ne dăm blândețe, cum frumos ai spus tu, nu? Că ce faci când te sună copilul? Stai cu tine și spui, ok, e normal să-mi fie greu, e departe, sunt mama, aș vrea să o țin în brațe. Poate fi departe și aici pe scaun, adică nu înțeleg emoțiile și încep, ar trebui aia, ai făcut aia, că știi, noi suntem și generația cărora mama, tata ne-au zis, ce faci, stai degeaba? Da, da. Adică statul degeaba e perceput ca fiind un ceva mod rău, de a ceva tăia rău. Frunză la câini, cum să spun. Pierdut vremea. Da. Toată copilăria mea m-au zis și eu treaba asta. Da. Dacă dormi mult, pierzi o masă. Da, da. Pierzi ceva. Și acum, ce am observat și ce mă ajută și sper să-i ajute și pe părinții care ne ascultă, că în momentul în care copilul din clasă, copilul meu vine și îmi spune ceva sau face ceva, îmi dau seama că trebuie să scot din ecuația relației mele cu el ceea ce se simte fiziologic în corp ca, și aici e o listă întreagă de senzații, tensiune, furnicături, gol în stomac, stare de vomă, stare de amețeală, amorțirea mâinii stângi, o am când pățesc chestii grave și mi-amintesc și de când s-a declanșat, înțelegi? Uh-huh. Și am învățat acum în clasă, când, nu știu, e unul agitat sau nu se uită la mine, apropo de părinți, sau bate cu pumnul în bancă, are nevoie să-și regleze, așa. Să mă uit întâi, hei, dar eu ce simt în momentul ăsta? Cum se simte în corpul meu? Am o tensiune. Tensiunea asta o mai am, de câte ori mă simt sfidată. Ia să vedem cum mă pot adresa eu lui, să scot din ecuație, să curăț întâi teama mea că sunt sfidată, pentru că dacă pun între mine și el povestea mea că am mai fost sfidată, neascultată, n-am controlat asupra realității, și asta o avem cu toții, nu? Copilul nu mai aude că vreau să-l ajut, copilul aude că l-atac cu acest scut al meu personal, nu? Și atunci se retrage sau face mai rău. Ăsta e mecanismul. Și apropo de ce povesteam cu fiimea, acum mă gândesc, eu am soluții pentru tot, așa bănuiesc, da? Așa știu. Pot să-i trimit un speech extraordinar de bun cu ce trebuie să facă de mâine în situația X. Dar fiindcă e verbală în sfârșit și conștientă de ea, spune, oprește-te din a mă repara, mă face să mă simt foarte nasol. Ea poate să-mi spună asta în sfârșit, dar copilul mic nu poate. Și pentru cine ne ascultă? Că eu lucrez cu atâți părinți. Nu mai săriți imediat, doar stați cu starea aia lui, minunați-vă de ea, nu știu, intrați și voi în da, ai dreptate, te înțeleg, foarte greu. Nu săriți imediat, pentru că copilul, când te vede că sari, are senzația că el e neputincios, că e mai jos decât orice alt copil care de regulă se poate ajuta pe sine. Nu va învăța singur să iasă din, nu? În situațiile dificile de viață, nu, când vin la noi copii și ne spun că s-a întâmplat ceva la grădiniță, m-a respins prietenul cel mai bun, da, mami, mi s-a întâmplat o nenorocire. Da. Da, avem tendința asta să reparăm pentru ei. Lasă mami că-ți faci alt prieten. Da, sau să dăm soluții mama cu tărică. Și să vorbim despre asta și asta într-adevăr nu-i ajută mai degrabă decât să le crească încrederea în sine, nu, că noi vrem foarte mult să fie lideri. Nu face altceva decât are efectul invers. Dar ce facem la evenimentele traumatice astea de șoc este că asta o lăsăm la sfârșit, procesarea emoțională, cu ce ai simțit, cum a fost pentru și tot vorbitul. Asta o lăsăm poate a doua zi. Ce facem în prima etapă, dacă a fost o, dacă zicem, traumă de șoc, s-a întâmplat ceva, un accident de mașină, o căzătură foarte puternică. A urlat cineva la el. Exact. Da. Prima dată ne ducem și cu corpul, da? Cu prezența, ne liniștim, respirăm, senzații, exact, dar asta înseamnă că deja eu cu copilul meu
să am o practică din asta, să avem un limbaj comun. Uh-huh. Pentru că dacă eu ca părinte nu am limbajul acesta al senzațiilor și al emoțiilor și nu știu ce se întâmplă pentru mine. E o listă întreagă de senzații, incredibil, cum le-am descoperit și eu. Da, e foarte complicat să pot să-mi susțin copilul prin acest proces. E și un exercițiu foarte drăguț, recomandat părinților, cu legatul copilului la ochi și pus mai multe obiecte, da, și el să spună ce simte. Nu știu. Pot să spun ceva? Te rog. Acest exercițiu l-aș recomanda în primul rând părinților. Nici ei n-au vocabular pentru senzații, știu. Și observ asta în cabinet, cumva, da, în această tehnică în care, da, stăm foarte mult în partea asta, nu cred, rațională, da. Da, vorbim, povestim foarte mult. Și îmi intră clienții uneori, mă uit și observ pe corpul lor, nu știu, poate un mod în care se așează sau cum se contractă sau că vorbesc despre ceva aparent, e un zâmbet pe fața lor, distractiv, să spunem, și pumnile le sunt, da, își țin mâinile și îi întreb, sunt curioasă oare acum ce se întâmplă în corpul tău, ce senzații sunt și rămân blocați și se uită, nu-mi dau seama, nu știu să-ți spun și în momentul acela realizează de fapt cât de mare este deconectarea. Pentru că noi nu avem acest exercițiu, niciodată nu l-am avut. Mie mi-a trebuit atât de mult să mă reîntorc la corpul meu. Nu am auzit niciodată asta la cei care au fost lângă mine, care m-au crescut. Nu le-am văzut cultivând relația aceasta cu corpul. Nu. Mai mult cu productivitatea creierului. Ce a zis, ce poezie a spus, exact. Ce prostioară a spus, ce notă a luat. Cum ne simțim, ok, asta cu emoțiile poate am început, dar cu senzațiile... Da, deci invit pe părinți prima dată să își aleagă mai multe tipuri de materiale, da, și să se lege la ochi și după aceea să experimenteze cu fiecare și să vadă cum se simte în corp. Da. Sunt oameni care nu suportă. Am în cabinet o cutie din asta cu mai multe tipuri, da? Am sticluțe cu sclipici. Da. Cum avem în grădiniță. Exact. Da, da. Săculeți cu nisip, mingiuțe din alea cu țepi, chestii care scot sunete. Și invit să se servească, să ia din coșuleț și observă, de fapt, reacția corpului care nu suportă să atingă anumite materiale, pentru că le dă o senzație unora dintre clienți, le dă o senzație de tensiune. De la ce vine treaba asta? Uite, soțul meu nu suportă piersicile, puful ăla și orice e pufos, catifeaua. Nu pot să port un sacou de catifea. Și fratele meu este la fel. Da? Este o chestie de senzație, de cum reacționează sistemul meu nervos la acel stimul. Și este foarte important pentru mine ca adult să știu ce mă relaxează și să știu ce nu. Pentru că, da, inclusiv în clase, spre exemplu, dacă ne uităm la cum îi reglăm pe copii, putem să avem un coșuleț din ăsta și copiii să se ducă să-și ia diverse elemente cu care pot să stea în la 6-8 luni bebelușului, exact. Să-i pui pe piele, să-l mângâi cu tot felul de senzații. Și să vezi că asta e, dacă eu știu că ăsta e un element care mă reglează, atunci pot să-l țin și să-l folosesc atunci când am nevoie. Știu că mă reglez emoțional și cumva îmi scad senzația de tensiune atunci când strâng în mâini, păi îl țin în buzunar și când copilul meu are un tantrum, înainte să țip la el și să-i zic, iarăși ai început cu prostia asta sau ce mai îmi vine, să respir un pic, să-mi strâng jucăria preferată în buzunar, în mâini și după aceea să pot să mă duc să văd ce s-a întâmplat. Adulții care își simt corpul, adică acum când închid ochii, mi-l simt așa ca pe un teritoriu și simt că au tot nervii mei un centru de întâlnire, da? Pot fi foarte prezenți la stările copiilor lor. Nu poți să fii prezent la stările altuia dacă nu ești tu în corp. Poți fi empatic la stările altuia, te poți contamina de nervii copiilor, de plânsul lor, de neliniștea lor, dar nu poți ancora aceste sentimente furtunoase dacă tu nu ai făcut în tine de multe ori, măcar în stare de relaxare, un fel de control de CTC de la vârful degetelor de la picioare până în creștetul capului. Am făcut aceste exerciții și erau porțiuni ale corpului meu din spate, de pe omoplați, din gât, din ceafă, din lobul urechii, din spatele genunchilor, pe care nu le mai vizitasem de mult. Și mi-am dat seama că probabil că sunt tot atâtea unghiuri moarte în viața mea, unghiuri
știi, ca la mașină, da, vezi ce ți se întâmplă, dacă tu nu stăpânești teritoriul propriului corp și nu ești conștient, dacă vrei acum să te gândești la porțiunea de piele din spatele genunchilor și nu simți acolo un fior, o gâdilăciune sau ceva, înseamnă că e posibil ca și în realitatea ta relațională cu propriul copil, nu mai zic cu alți oameni, să ai foarte multe astfel de terenuri gen no man's land pe care nu le știi, nu le cunoști, nu le înțelegi. Și când stau de vorbă cu părinții despre ce o să facem cu copilul nostru la liceu, la facultate, dacă o să se drogheze, de exemplu, că e teamă foarte mare, îmi dau seama că neliniștea asta și nesiguranța e 20% social, sănătoasă, normală, e indusă, dar e și pentru că părintele nu are încredere deloc în copilul lui. Și îmi dau seama de ce nu are încredere în copilul lui. Când stă în, la birou cu mine, exact cum spui tu, e foarte încordat și deconectat de corp. Da? Nu are lucru pe care îl observ și la mine de multe ori, apropo de pumnii strângi. Da. O viață întreagă m-am trezit dimineața cu pumnul strâns. Adică mă trezesc, mă ridic din pat, mă spăl pe dinți și după aia observ că și-am stat mult să văd ce-i cu mine, de ce mâna asta ține mereu pumnul strâns. Până ajungi încet, încet, prin subconștient, tot întrebându-te, că-ți vine răspunsul la un dat, nu imediat, să vezi când s-a încleștat acest lucru și ce-ar fi să scap de el acum, că mă simt mai bine fără pumnul strâns, nu? Da, și asta e conștientizarea. Și aici începe procesul de vindecare și de împrietenire cu mine și cu corpul meu ca părinte în primul rând, ca eu să pot să duc asta în relația cu al meu copil și să fie o resursă, o resursă pentru toată viața copilului meu, nu că o să, viața e și cu greutăți. Alina, îți propun să vorbim un pic și despre marile traume pentru, și o să începem cu moartea, că tot am pomenit, pentru că aproape în fiecare familie, la un moment dat, se întâmplă ca cineva să moară, fie că vorbim despre o persoană apropiată, un membru al familiei sau un animăluț care oricum este parte din familie și cum îi pregătim pe copii pentru treaba asta și dacă se întâmplă, cum gestionăm moartea unui membru al familiei. Moartea nu e neapărat traumatică. Uite, vezi, eu așa o văd. Sau n-ar trebui să fie. Moartea face parte din viață, una fără alta nu există. Dar suntem traumatizați tocmai pentru că există acest tabu în jurul morții și nu vorbim despre ea, nu ne dăm voie să ne ducem acolo, cum spunea și eu, cu copiii. Da? Și o diferență, și foarte frumos e povestit în carte, diferența dintre doliu și traumă. Moartea e o pierdere, e o pierdere foarte grea, mai ales când e cineva foarte aproape. Și vorbim de doliu, vorbim câteodată de doliu complicat, traumatic este când, pentru un copil, când ne protejăm copiii atât de mult, când îi mințim, când animalul a murit, spre exemplu, și noi îi spunem că s-a pierdut, când copiii noștri cresc cu această idee că noi vom trăi veșnic, când nu aducem în discuție acest subiect și noi, dar nu le facem cunoștință, de când întreabă prima dată, nu așa în mod natural cum vin întrebările, atunci da, ea poate deveni traumatică. Poate deveni traumatică și este o traumă în momentul când se întâmplă brusc, când se duce cineva din viața noastră care n-ar fi trebuit să dispară. Da? Un animal al nostru peste care a dat mașina și noi am fost acolo și am asistat. Un părinte, din păcate, sunt... Un părinte pe care l-am pierdut la vârste mici. Da. Un bunic foarte apropiat, la fel, pe care l-am pierdut la vârstă mică. Și mai traumatic este când eu stau în casă cu persoana respectivă, cu bunicul, să zicem, nu? Care poate se apropie de o anumită vârstă, cumva noi așteptăm să se întâmple asta, dar ne facem că nu există, nu vorbim despre asta. Și atunci îi pregătim? Da, îi pregătim pe copii. Îi pregătim? Îi pregătim, da, că una dintre marile teme este că o să muriți. Mami, tati, o să muriți. Este atât de mare iubire. Teama copiilor mei să nu mor eu, încât ei nu suportă să mă vadă dormind. Da, și oricine eu avem același cineva din familia mea poate să doarmă, dar eu nu pot să dorm. Apropo de pumnul strâns, mi-am adus aminte că pe aceeași temă, mama mea a avut niște episoade cu dese plecări la spital, așa neașteptate, și adormeam noaptea lângă ea, ținând-o de cămașa de noapte strâns, ca nu cumva dimineață să plece fără să știu eu la spital. Vă dați seama ce, cum rămâne până la 50 de ani pumnul strâns. Iată, știi cum zicem că trauma rămâne în corp?
Despre asta e vorba. Da, asta e cel mai... mulțumesc pentru această împărtășire, da, și că uite... Da. Și la copii e foarte greu că sunt părinți care sunt întrebați la 6 ani, trec repede ca să nu mă apuce plânsul, sunt întrebați, murim, și părinții uneori dau adevărul prea brusc și prea imediat. Da, mami, o să murim, se poate întâmpla oricând. Nu sfătuiesc părinții să spună adevărul, să țină cont total până la capăt, să țină cont că ei se află într-o fază, spune și cartea, magică, mitică, în care părintele încă nu poate fi dat de pe soclul lui de zeu. Cel mai bun răspuns este da, murim cu toții, dar n-am de gând sub nicio formă dar cum să mor. Mi-am făcut analizele, sunt perfecte, conduc cu atenție, da, sunt foarte cumpătată, n-am de gând, stai liniștită. Da. Deci îi trebuie la 6-7 ani sau cum la copiii tăi o chestiune foarte așa aproape semicomic, închisă, da, și optimist, da? O mai să mai ziua? Treacă mulți, așa le spun mulți, și eu, mulți, da, ani împreună, o să vezi, o să stăm, că eu o să am nepoți, ce zici tu? Sunt copii care vin cu teamă din asta de moarte. Foarte puternici. Dar cu părinți care au tulburare obsesiv-compulsivă, foarte anxioși, care controlează absolut tot, da? Care au ei o nesiguranță și de fapt este propria lor teamă de moarte pe care nu o recunosc. Deci când întreabă ce e moartea, copilul întâi așteaptă să vadă ce reacție produce în corpul tău întrebarea, își au jumătate din răspuns de acolo. Da. După care ascultă cuvintele. Da, și asta e foarte important la 6-7 ani, să dăm varianta optimistă și pe urmă să reluăm subiectul la întrebarea lor, nu așa ca temă adusă de noi, de câte ori o pun, pe nivelul vârstei lor. Până ajungi să relativizezi în adolescență că da, ni se poate întâmpla oricând, dar natura umană e rezilientă, da, mă rog. Da, și asta, întâmplatul ăsta oricum... E cam periculos să spui că se poate întâmpla. Da, nu aș evita să spun asta. Eu am avut o pierdere de genul ăsta care s-a întâmplat așa pe nicuță masă. Da, și aveam 20 și ceva de ani. Și nici atunci nu te poți pregăti pentru așa ceva. Nimic nu te pregătește. Suferința va veni oricum. Doliul va fi acolo. Dar, din nou, e diferență între doliu și traumă. Doliul poate fi fără traumă, dar trauma întotdeauna este însoțită și de dor. Și dacă se întâmplă un astfel de deces în familie, îl ajută pe copil ca după momentul respectiv în urmă. Chiar, ducem copilul la înmormântare? Uite, moare un bunic. Mă întreabă mulți părinți. Sau părintele. E nevoie să văd ce fel de resurse are copilul meu. E important să nu ascund asta. Procesul ăsta al ducerii cumva la înmormântare sau al... Mă rog, la noi e lucrul ăsta că, na, e sicriul deschis. Da. Eu când eram copil am văzut inclusiv poze, dacă era treaba aceasta că se făceau poze la înmormântare, și da. Și eu le-am văzut. Dar e, cumva, se poate percepe ca o încheiere, da? E pur și simplu copilul înțelege că acea persoană nu mai există. Nu se mai există, mișcă, nu o să mai fie, nu doar a dispărut. Deci mai degrabă decât să le spunem copilor că ok, acum este, acum nu mai este, ceea ce e foarte complicat, pentru că atunci oricine se poate întâmpla asta. Mami, adică oricine poate dispărea așa. Poate dispărea așa deodată. Cumva a ne duce pe tot travaliul acesta, nu? Și pe tot procesul acesta pe care noi îl avem al înmormântării, al pomenilor, nu? Că toate au un rost din punctul ăsta de vedere, ar putea ajuta mai degrabă acest proces. Pe mine m-a ajutat că am trăit la țară și am văzut multe înmormântări. Da. Eu țin minte copil fiind că ne plăcea exact, să mergem. Da. Asta de se normalizase ritualul și asta trecerea. Asta de fapt înseamnă normalizarea ritualului, a trecerii, faptul că nu fac ceva din el tabu, nu-l ascund. Și în copilăria mea se vorbea foarte mult de moarte. Bunica mi-a arătat poze cu cei decedați din familie. Am participat eu la înmormântări. Dar dacă ai un copil pe care l-ai ferit inclusiv de poveștile, acum dacă ascultați podcastul, nu-l duceți, Doamne ferește, brusc la înmormântare. Nu faceți o tranziție, un pasaj. Da, deci nu aș ruga părinții să ia tot ce luăm aici, dacă au un cadru în care noi discutăm și dacă au mai multe întrebări sau au nevoie de mai multe resurse să meargă să le ia din locurile potrivite. E foarte diferit felul în care am fost noi expuși la moarte față de cum sunt expuși copiii din ziua de astăzi. Pentru că dacă, mai ales dacă ți-ai făcut copilăria la țară, ritualul ăsta al mormântării era foarte prezent în viața tuturor copiilor de acolo. În copilăria mea,
copilăria copilor noștri, noi nu i-am dus la încermântare, ei nu știu. Da, m-au întrebat odată, dar ce, cum arată un coșciug? Adică omul nu se mai mișcă și eu sunt oase acolo? Da, dar noi ne jucam în copilărie. Da, da. Ne jucam caloianul, dacă ceremonialul acela. Da, avea coșciugul pregătit. Toate bunicile, să știți că am mai ascultat. Și ne așezam acolo pe rând toți copiii din cartier și ne jucam de amormântare. Da, știu cum e asta. Da, știi, dar cât știi? Știi cât de terapeutic e asta? Exact. Știi, dacă te gândești, uite la jocul copiilor, știi, și cumva și cum au ei nevoie să testeze lucrul ăsta. Și mai degrabă ce se întâmplă acum, ne vulnerabilizează foarte mult copiii. Mecanismul ăsta îi vulnerabilizează și ca adulți îi face să ducă mult mai greu un doliu, mult mai greu pierderea și cred că orice fel de pierdere, nu? Și jocul cu mami și cu tati pe covor, de-a luptele, de-a mortul, tati care rămâne nemișcat și mă duc și îl gâdil și mă sperie, foarte puțin părinți îl mai joacă. Da. Dar e foarte bun pentru că reface, nu te-ai gândit, nu ai jucat, băi, dar copiii sunt o fascinație extraordinară, să te faci că dormi sau că ai murit, că te-am pușcat mai târziu când sunt 7-8 ani, da. Și te trezești și îi sperii, pentru că în râs și în siguranța părinților din apropiere, practic transmiți corpului că există un ciclu sănătos de digestie a unei spaime, a unei anticipații negative, a jocului, a râsului, a reabilitării tale emoționale. Jocul e cel mai bun. Da, e ca și cum îți faci o doză de anticorp, știi, ca la vaccin. Exact, da, le faci în ciclu. Sau când visezi urât, practic, se spune că coșmarul este un mod prietenos al minții de a te pregăti pentru dezastru și pericol, pentru că trezindu-te din coșmar și realizând, nu e nimic, sistemul meu nervos revine la un ciclu pe care data viitoare, la finalul unui ciclu pe care recunoaște și, Doamne ferește, se întâmplă un cutremur, se întâmplă un dezastru, ai reflexul să fugi dacă nu ai avut cu cine să vorbești despre coșmarul, despre fricile tale cele mai mari, dacă ai ajuns la varianta aceea optimistă în care corpul a înțeles totul și a dus până la capăt. Dar dacă rămân cicluri noi blocate, studiile spun, apropo de traumele majore, că ți se scurtează speranța de viață și că trauma în corp, practic, te îmbolnăvește, sunt din ce în ce mai mari. Da, asta e ce zice tu, e ciclul ăsta blocat, care nu-ți dă voie să trăiești viața finalul optimist, cu plinătate și cu toată exuberanța asta și cu toată energia de care corpul nostru are. Și încrederea că eu ajung până la urmă la stadiul final în care mă simt bine, dar trebuie să fi trăit în corp de multe ori acest bine după o perioadă nasoală, doar că părinții nu-și lasă copiii sau noi nu ne lăsăm pe noi să trăim până la capăt. Noi nu ne dăm voie să ajungem acolo. Ne speriem de momentul acela, ne dăm înapoi și nu refacem ciclul. Practic, acest capitol în viața copiilor noștri nu există. Nu există în noi. Câți dintre noi putem să stăm? Da. Nu există, cum ai zis tu, anticorpii pentru starea de rău. Și vorbim despre persoana care nu mai este, le povestim. Da, cum putem să onorăm mai mult? Pe cineva, nu? Cum rămâne persoana aceea în viața noastră? Nu facem asta, povestim despre momentele petrecute împreună. Lăsăm copiii în clasă să povestească dacă le-a murit un părinte celorlalți copii? Trebuie cu foarte multă grijă făcută asta. În primul rând este vorba, poate fi periculos, pentru că nu știm ce știu ceilalți copii. Deci mai degrabă aș recomanda să nu. Da, e un proces al doliului și pentru copilul respectiv care trebuie susținut și e nevoie să fie susținut de familie și de oameni apropiați. Și de oameni care știu să susțină, nu de alți copii. Exact. Da. Este important ca dascălul să știe ce s-a întâmplat, pentru că ce o să putem observa probabil la copii ori să fie niște manifestări care apar în context școlar. Da, și atunci cumva să normalizeze asta, să primească susținere și în acest context. Dacă am un cadru deja creat în clasă, pot să spun că a trecut printr-o perioadă grea, a avut o pierdere și cum facem noi să-l susținem și cum clasa se face, tribul despre care vorbeam și cum este un context de vindecare pentru respectivul copil. Da, asta pot să fac și de văzut de la caz la caz. Nu putem să vină un copil și să prezinte așa în fața clasei, ia uitați ce mi s-a întâmplat mie și prin ce am trecut eu. Da, interesant asta de aflat. Și în cazul divorțului? Sunt foarte mulți
copiii care sunt marcați de despărțirea aceasta. Care de-a spune că toți suntem marcați de divorț, că nu există să nu fii marcat de divorț. Și sunt, chiar le și vizualizez acum, sunt o serie de momente trigger. Unul este când află că părinții se vor despărți. Când neagă, când îngheață. Când pleacă, când unul de părinți pleacă de acasă. Da, când după aceea este prenegocierea asta cine, la cine stau și așa mai departe. Dar primul moment este acela al momentului când fac anunțul. Ce e important pentru un copil să știe este că chiar dacă acești doi oameni care sunt părinții mei nu mai sunt împreună, eu o să fiu în continuare copilul lor, iar ei rămân părinții mei, indiferent de ce se întâmplă între ei, și voi fi iubit în același fel. Și, l-auzeam... și siguranța mea va fi, da, pentru, va fi, nu va fi negociată în acest proces. Și îl auzeam zile trecute într-un podcast pe Dr. Amen, vorbind despre treaba asta, spun că niciodată să nu vorbim de rău celălalt părinte, pentru că copilul este jumătate eu, da, jumătate celălalt. Și exact. Și îl pui pe copil să aleagă. Deci este absolut... Nu cred că există ceva mai dureros pentru un copil să urască pe el însuși, să urască acea parte din el care aparține tatălui natural. Sau mamei, sau depinde mamei, de situație. Și copiii se duc într-un eveniment din ăsta traumatic lăsat, nerezolvat, se duc fie în tulburări de externalizare, fie în tulburări de internalizare. Deci ori se duc asupra lumii și revarsă furia, ori se întorc asupra lor. Și primul lucru, din nou, ne întoarcem la părinți. Nu avem ce facem, ei sunt resursa cheie și n-aș vrea să transmit mesajul părinților că trebuie să fie perfecți. Nu despre asta e vorba, nici de cum. E nevoie întotdeauna, și eu asta spun, să fim părinți suficient de buni, dar e nevoie să fim părinți conștienți. Da, și dacă, ok, asta urmează să se întâmple în familia noastră, să ne punem noi adulții prima dată și să vedem, ok, care-i planul, ce facem, cum îi spunem copilului, cum îi transmitem cu tot ce avem și din vorbe și din mângâieri și din orice altă resursă, că-l iubim, că nu este vina lui pentru ce s-a întâmplat, pentru că primul gând al copiilor ăsta este, eu sunt de vină. Sau eu o parte din mine respingătoare. Da, și că întotdeauna noi părinții rămânem aici pentru el, doar că cu durere, cu mare durere văd că de cele mai multe ori divorțul sau despărțirea se transformă într-un câmp de luptă al cărei victimă este copilul. Sau după ce fiecare din parteneri își reface familia sau un alt cuplu, prea multe informații date copilului mic până în 8-9 ani despre cum tati își caută o iubită, mama își caută un prieten. Participarea asta la viața emoțională a adulților ar trebui să nu existe până copilul n-ajunge în jur de 10-12 ani, cel puțin. Știu la mine la școală și la grădiniță părinți care împărtășesc prea mult copiilor, încercând să fie sinceri, încercând să fie deschiși și transparenți, să mai mult decât poate prieten, mai mult decât poate duce sistemul lor încă foarte calibrat să perceapă lumea printr-o lentilă magică și arhetipală. N-au nevoie să știe cum îți cauți tu partener. Și mama și că și vei avea două familii și vei avea și poate un frățier. Și frate. Foarte greu. Adică mai stați un pic până refaceți cuplul sau separați viața personală până nu se stabilizează el, n-ai de ce să aduci în casă alți și alții. Exact. Da. Și mai intervine și acest aspect în care cumva aduc mult mai devreme pe cineva și îmi dau seama după aceea că nu-i persoana potrivită și intervine iarăși o modificare și o despărțire. Da. Deci eu tot aduc noi parteneri în viața copilului meu, fără să îl pregătesc înainte, fără cumva să știu eu că aceasta va fi o relație de lungă durată și tot îi introduc așa noi persoane care după aceea pleacă și iar vin și iar pleacă. Da, deci trebuie să mă aștept un pic. Da. Ce efect are asupra copilului. Și tot aici, la marile traume, aș mai adăuga un subiect, pentru că l-am găsit așa în discuția cu copiii mei, când sunt cu bunicii, se mă uită la televizor și bunicii se uită la știri și atunci a intervenit acest subiect al războiului. Și cum a fost reales Putin, fetița mea, Ana, m-a întrebat dacă acum că el este... reales și că el e așa de rău, spune ea, dacă o să bombardeze și țara noastră. Practic, există această frică a războiului. Grijorare. Cum le vorbim copiilor despre război? Nu putem să negăm realitatea. Uh-huh. Dar e important să o ținem la nivelul lor. Și ce putem să spunem este prima dată să le oglindim îngrijorarea.
iubito, ești îngrijorat, aud că îmi spui lucrul ăsta, că uite, o să ne bombardeze. Ți team, aud asta de la tine. Și eu câteodată simt asta, să știi, și eu mă gândesc. Dar în momentul acesta nu există un astfel de pericol. Da? Uh-huh. Ne asigurăm copiii că în acest moment nu există pericolul ăsta. Creierul nostru așa face și cu cât cresc, și creierul lor începe să, da, să funcționeze ca al nostru și apare acest comportament de îngrijorare. Mm-hmm. Și el apare cu atât mai pregnant cu cât îl aude poate la noi sau în alte contexte de oameni care se îngrijorează, aoleu, ce o să facem, o să vină peste noi, nu? Că acum s-au dus peste ăștia, noi suntem următorii, da? Copiii prind foarte mult din ce aud. Noi avem impresia că ei nu înțeleg. Dar toată fiziologia noastră, modul în care ne comportăm, vorbele pe care le spunem față de alte persoane, ce aud la școală, pot să vină cu astfel de îngrijorări. Este important, da, să le spunem că i-am auzit, să stăm cu ei, să le normalizăm asta, să spunem câteodată, uite, și eu mă gândesc la asta, dar ce știu în acest moment este că suntem în siguranță și nu există acest pericol. Sau îi spui că acolo e un bully, că bully de obicei amenință mult, dar fac puține, că el mai este controlat și de alți oameni. Adică să-i dai cumva încrederea că mai nu se va întâmpla în următoare. Asta fac și adulții, exact. Că de obicei amenință doar ca să obțină putere, dar nu înseamnă că trec la fapte, că nu e de capul lui, mami, că mai sunt oameni acolo, că nimeni nu vrea să distrugă omenirea, că încă sunt interese la mijloc. Adică copilul totuși la 6-7 ani are nevoie să înțeleagă niște, să zicem, scheme ale puterii, simplist că se repetă și în curtea școlii oricum, și că totuși e foarte departe evenimentul ăsta și doar în ultimă instanță, dar până acolo sunt multe filtre și multe piedici ca să se întâmple acest lucru. Și nu? Că eu ca părinte sunt cumva centrat și îi spun că suntem în siguranță și îi și transmit asta. Mm-hmm, da, adică tu știi, ai acest argument în cap. Și n-am vorbit, fiindcă la noi în România e așa un... prea se vorbește, trauma, abuzul sexual, care e foarte răspândit și despre care foarte puțină lume vorbește. Și care poate fi trecut cu vederea foarte ușor. Știm? Păcate la noi nici prea e sancționat, că sunt o groază de cazuri în justiție, dar de abuzatori lăsați în libertate. În anii adolescenței, la petrecerile între copii, se întâmplă lucruri la limită, care sunt abuzuri sexuale și despre care fetele cred că sunt vinovate sau că au consimțit într-o formă sau alta, despre care absolut nimeni nu vorbește. Sunt foarte răspândite, foarte multe fetițe, tinere, adolescente care trec prin asta și nu vorbesc despre asta pentru că li s-a indus sentimentul că totuși au contribuit și ele cu ceva, au fost prea atrăgătoare, au băut puțin, da. N-au spus nu, n-au țipat. Și foarte, foarte puțină lume vorbește și foarte răspândită trauma sexuală și hărțuirea sexuală în școlile noastre, felul în care băieții le vorbesc fetelor, glumele care se practică pe străzi, la colți de stradă, încă în România sunt la liber, la liber și nimeni nu ia atitudine. Dar nu vrem să facem educație sexuală în școli. Nu, și nici nu vrem să spunem că ni se pare așa o stigmă pentru fetițele noastre dacă au pățit-o sau... Și e foarte greu asta, tocmai din cauza asta poate fi foarte ușor trecut cu vederea, tocmai din cauza rușinii. Eu știu la cinematograf faptului... unei fetițe că i s-a întâmplat, da, lângă, da, da? Deci nu spune, nu pleacă, da. nu spune nimănui. Da. Da. Și aici e, da, trebuie văzut și avem și o listă de lucruri la care să ne uităm. Mhm. Nu, inclusiv aspecte fizice, inclusiv dacă ne auzim copiii folosind cuvinte sau vorbim despre lucruri pe care în casă nu le-am auzit și care ne pot atrage atenția cu conotație sexuală, dacă, nu știu, vedem pe piele, nu, semne, în zona organelor genitale, dacă vedem schimbări tot așa bruște de comportament, retragere, mai degrabă asta vine la vârsta adolescenței, cu retragere foarte multă în sine, cu retragere față de grupul de prieteni, schimbarea obiceiurilor pe care copilul le avea până atunci. Da, deci toate astea sunt semne care mi-ar trebui să-mi spună că pot să mă uit și în zona asta. Pe de altă parte, o discuție încă de când sunt copii mici despre intimitate, despre corp, despre sexualitatea lor ajută foarte mult. Foarte mult ajută, că de fapt despre asta e vorba, nu? Despre și limitele lor. Citeam, dar inclusiv în modul în care eu mă comport cu copilul și cu corpul copilului de când vine pe lumea asta, da? De cum îl ating, că din nou avem această memorie corporală pe care copiii o vor
prelua și cumva învață în felul acesta și din modul în care eu ca adult mă comport la vârste mici și mă comport față de corpul lui. Corpul au niște trigăre din astea care sunt dincolo de rațiune, știi? Când cumva simți că ce se întâmplă, chiar dacă poate nu s-a întâmplat până acolo, nu este ok, o atingere poate care... Da, a fost ne la locul ei corp, și corpul meu. Adică o, știi, nu-l pup așa pe toate părțile când e bebeluș? Nu? Nu-l pup așa pe și toate părțile. Și nici pe mătușa să nu-l las. Păi nici pe mătușa îl pupă la și puțulică, la asta nu e voie? Când e micuț? Nu, sunt nu curioasă e ce... Nu e voie. Nu e voie. Când nu e bebeluș și... Da, dar cum ar fi? Adică hai să ne punem... Pentru că avem această impresie că, ok, bebelușii sau copiii sunt mai puțin decât noi. Mai puțin oameni. Și cumva pe mine mă revoltă foarte tare. Dar cum ar fi pe tine adult să te ia cineva și să-ți facă toate chestiile astea, așa, că te-ai da, fi, care fi descrie okay inclusiv stadiul acela în care un copil e gâdilat cu... Până la paroxism. Până la paroxism, gâdilat, jocul ăla, în Doamne, care simte că nu mai poate să scape de acolo și ăla e traumatizant. Și aceea da? Poate fi un eveniment... Să știți că... nici nu știți cât de multe puteți să descoperiți despre voi citind cartea. Eu am identificat de unde vine senzația de sufocare dacă cineva mă strânge mai tare în brațe, dacă cineva mă gâdină mai tare. M-am amintit de un episod din copilărie când era să mă înec. Am sărit în mare, eram cu colacul cei drept, dar n-am putut să mă mai ridic. Și atât de tare mi-a fost frică și era, se potrivea cu toate senzațiile somatice. Da. Deci nu facem lucrurile astea cu bebelușii. Da, mă bucur. Dacă vrem să, ca ei să fie niște adulți care cumva să aibă această inteligență da, a corpului și să-și dea seama de modul în care cineva se apropie prea tare de această barieră pe care sănătoasă pe care cu toții ar trebui să o avem, respectăm. Dar la grădiniță, dacă îngrijitoarea trebuie să-i țină lui ăsta mic puțulic, are voie să pună mâna acolo? Că sunt părinți care nu ne lasă, da? Sau să-l controleze la funduleț, să-i schimbe pampersul, să-l șteargă bine. Un străin nu-l atinge acolo când îl curăță? Ba da, dar îi explică că face asta. Aha. Ok? Avem îngrijitoarea aha de la grădiniță și e nevoie să facă neapărat asta pentru că îi lăsăm copilul în grijă. Îi spune copilului, acum o să fac asta, o să iau chiar această... Chiar dacă are 6 luni, 7 luni și nu înțelege. Exact, o să iau acest șervețel, vocea noastră. Se întâmplă ceva cu acel om, îl mutăm de pe parte pe alta, îl tragem, nu? Da? Facem ceva cu corpul lui, memoria aceasta rămâne. Îi spune, uite, o să iau un șervețel, o să fie un pic rece, pentru că e rece și vorbesc în această voce lină și copilul văd dacă mă acceptă, îl mângâi puțin înainte, pun o mână tandră pe el, îl șterg ușor, după aia cumva la nu-l manevrez, nu-l manevrez așa brusc, o să-i spun, ok, acum o să punem scutecul, uite-l aici în mână și mă mai joc cu el și mai zâmbesc dacă e foarte mic. Frate, da? Și la un câine, când vrei să-i pui lesa, întâi o arăți. Și vorbești ceva. Și vorbești, nu vezi da, direct de gât. Deci da, este vorba despre respectul acesta pe care l-am față de o ființă umană până la urmă. Deci conștiința asta, relația conștientă între tine și el, faptul că el vede că tu ai o intenție și îi cer voie sau îl anunți, exact, asta îi setează pentru... și lui limitele în relație exact, cu alți oameni. Cu... Exact, dar da, e ceva, nu îi setează că e o limită conștientă, este ceva ce mai presus de asta. În mod obișnuit. Cu și toată. Atunci o să ai copii care poate au avut oameni care s-au purtat așa cu ei, care țin distanța, nu vor să te pupe sau nu, știi, pur și simplu îi spun nu. Mai e și chestia asta, pupă pe mătușa sau pe bunica și copiii cumva sunt foarte reticenți, sunt foarte reticenți, mai ales că e și chestia asta, oamenii la o anumită vârstă încep să miroase într-un fel, pentru că asta e fiziologia și poate copiii au tendința asta, știi, cumva da, să știu, stea, eu mi-amintesc în copilărie să stea, exact, să stea deoparte și asta e ceva sănătos, adică să le respectăm, este limita pe care ei deciziile, o pun da. Nu, cum ar fi, ok, deci ție cumva să nu-ți vină să faci asta, să ai o reticență și tu să obligi pe copilul ăla. Dar pentru tine cum ar fi? Da, adică imaginați-vă cum ar fi să mergeți voi pe stradă și să începeți exact să îmbrățișați așa. Exact. Pe oameni pe care nu i-am văzut, că îi văd odată la câțiva ani sau din când în când. E o încălcare foarte, foarte mare și foarte flagrantă a limitelor pe care mulți părinți o fac din păcate cu copiii. Da. Ne oprim aici cu discuția foarte interesantă, dar înainte de asta, Oana mai are o recomandare de la autoarea noastră preferată. A apărut
Volumul 2 din povestea Izabelei, Izabela și băiatul din nori, de Olina Ortiz, e o carte în capitole pentru copii până în 10-12 ani, care e plină de întâmplări curajoase pe tema nedreptății și pe tema capacității copiilor de a lupta pentru limitele proprii, pentru descoperirea unui mister, de a acționa atunci când se simt nedreptățiți, dar într-un mod amuzant, teatral, foarte simpatic și duios, și părinții citesc cu plăcere, că e vorba de copii cu picioarele pe pământ și cu capul în nori. Mulțumim, Malina, mulțumim foarte mult. Mulțumesc tare mult și eu, a fost o mare plăcere. Sper. Vă mulțumim și vouă și ne auzim data viitoare la Părinți cu Minți. Pe curând! Zooniverse Podcasts.